Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem în Germania și ne pregătim să plecăm către România. Dar înainte de toate, trebuie să facem o scurtă verificare a mașinii. Prima dată trebuie să verificăm nivelul de ulei. L-am verificat puțin mai devreme și este ok. În al doilea rând, trebuie să verificăm nivelul de lichid de răcire al mașinii. L-am verificat, este ok. În al treilea rând, ne asigurăm că strop gelul este full, adică la capacitate maximă. În ultimul rând, lichidul de frână de asemenea este la nivel. Un aspect foarte important este să verificăm presiunea din anvelope. Am verificat-o puțin mai devreme, am băgat 2,5 bari în fiecare anvelopă. Și vreau să vă arăt cât de încăpător este portbagajul la această mașină. Deci, a intrat un troller destul de mare, două trollere mai mici, niște bagaj pe care trebuie să-l duc în România, deoarece aici nu mai este de folos. Și aici avem ceva special. Vine o puțin mai aproape. Avem un butoiaș de bere pentru bunica de la țară. Este un mare consumator de bere. Vreau să vă mai arăt o mică parte a orașului în care locuiesc aici în Germania. Cam așa arată traficul într-o zi de duminică după amiază. Puțin mai în față, pe partea dreaptă, avem reprezentanța Ford, după cum se vede, Mazda, Jaguar, de unde poți să-ți cumperi atât mașini noi, cât și mașini rulate. Puțin mai în față putem observa XXL. Este un magazin de mobilă unde putem să găsim absolut orice, de la mobilă de bucătărie până la mobilă de sufragerie, pantofare, cuiere și așa mai departe. Aici avem o spălătorie la jeton, cum este și în România, în partea dreaptă. Puțin mai în față avem o zonă super frumoasă, o zonă care mie îmi place deosebit de mult. Tot timpul gazonul arată excepțional, indiferent că este iarnă, că este vară, toamnă, oamenii se ocupă ca la carte și este verde. Acum mergem la Shell ca să adăpăm monstrulețul. Trebuie să alimentăm cu niște benzină de aici din Germania, care se zice că este de o calitate superioară. Noi o să alimentăm cu benzină Super 95. Asta este. În același timp, vreau să vedeți cât costă un drum din Germania până în România. Am alimentat pentru prima dată aici în Heilbronn, unde locuiesc eu, de 75 de euro. Acum am să resetez consumul pentru a vedea cât vom scoate până în România. Ne pregătim să intrăm pe autostradă. Haideți să vedem dacă prindem sector fără limită. Se pare că nu, este în lucru, avem limită de 60, dar puțin mai în față o să urmeze și sectoare fără limită și am să revin cu imagini. Fără limită, tată, uitați, Germania. Fără limită, cei din țară cred că în Germania, unde este autostradă fără limită, circul cu 300 la oră. Priviți, 140 de km la oră, nimic. Ieși din comun. Haideți să vă arăt ceva interesant în față pe autostrada din Germania. Nu-mi dau seama ce este, dar arată într-un fel anume. Oare ce este? Să-mi spuneți voi la comentarii. Am prins din nou un segment fără limită, unde este puțin mai liber. Haideți să mergem cu 200 legal. Să mergem cu aproape 200 legal. Dar din nou mașina în față. Haideți să vă arăt cum se conduce corect pe autostradă. În mod normal, o autostradă are două benzi plus cea de urgență. Cea de urgență o excludem. Întotdeauna circulăm pe banda 1, cum circul eu acum, da? În momentul în care noi vrem să depășim o mașină, dăm semnal, ne asigurăm și ne apăcăm în accelerație, da? Depășim. Accelerăm, da? Deci acum sunt pe banda de viteză. Banda de viteză este banda pentru depășiri. Deci tot am depășit o mașină. Mai vreau să depășesc încă o mașină.
În prezent mă încadrez în limita de 130 de km la oră, care este impusă pe această autostradă din Germania. Am dat semnal dreapta, m-am încadrat din nou pe banda 1. Niciodată nu circulați pe banda 2. Banda 2 este de viteză. De exemplu, mașina din față, da, este de București. Numai pe banda 2. Banda de viteză a circulat. Cel mai bun exemplu, vedeți, a venit acel GL din spate și este forțat să încetinească din cauza lui, pentru că merge cu 120 pe banda de viteză. Așadar, folosiți banda 1 pentru a circula, folosiți banda 2 pentru a depăși. Folosiți banda de urgență doar dacă aveți o urgență. Un mic update. Tocmai am intrat în Austria. La vama a fost destul de liber. În aproximativ 10 minute am trecut. Nu a fost absolut niciun control. Am alimentat din nou mașina. După aproximativ 420 de kilometri parcurși pe Germania, rezervorul era la jumătate. I-am făcut din nou full-ul și sunt pregătit de drum. Acum am staționat la prima benzinărie pe partea dreaptă când intrăm în Austria, adică la acest Shell. Este o benzinărie imensă. Avem și restaurant plus hotel. Ce vreau să vă arăt, în prezent suntem prin Austria. Vreau să vedeți în stânga, în dreapta, în față, fraților, pădure peste tot, natură, aer curat, sănătate. Austriecii sunt șmecheri, ne-au furat pădurile și ei și le-au păstrat. Uitați în stânga. Pădure. Deci păduri peste tot, peste tot. Tocmai ce am oprit puțin în Ungaria, vreau să vă zic că am traversat Austria destul de rapid, fix în 3 ore. Când v-am vorbit din Austria de la acel Shell, era ora 6 fix. La ora 9 fix am intrat în Ungaria. Acum sunt undeva la 100 de kilometri, 120 de kilometri de granița cu România. Am oprit pentru a lua un energizant, o cafea, a merge la toaletă, chestii normale. Drumul este ok, se circulă neașteptat de bine pentru o zi de duminică. Balena a mers perfect până acum și sper să meargă perfect, nu m-a dezamăgit. V6-le își face treaba cum trebuie. Pe aici prin parcare sunt oameni care dorm, sunt obosiți, probabil mulți vin în Spania, din Franța, Portugalia și așa mai departe. Temperatura este plăcută, avem undeva la 18-19 grade. Chiar vreau să vă arăt acest frumos C-Class W205 Coupe, pachet AMG, este un C250. Super frumos, doar că are geamurile aburite, asta înseamnă că este cineva care se odihnește, probabil vine de destul de departe. La ce avem aici? Un câine vagabond de România? Ții, ce faci, mă? Ce faci? Hai cu bună dimineața, este ora 6:20. Am intrat în România undeva pe la orele 2-3 de dimineață, nu mai știu exact. La vama am stat destul de puțin, undeva la 15 minute. Am condus și am mai condus, am ajuns la Caransebeș și am oprit într-un petrom pentru a dormi. Am zis că o să dorm puțin, undeva la 10-15 minute, dar se pare că oboseala și-a spus cuvântul și am dormit undeva la 2 ore. Important este că m-am odihnit, sunt fresh. Pe spate avem un răsărit fenomenal, un răsărit frumos. Și în maxim 10 minute o să ne punem la drum.
sfârșit am intrat în localitatea unde sunt eu domiciliat, ca să zic așa. După aproximativ 19 ore și 43 de minute am parcurs 1745 de kilometri cu un consum mediu de 0,4. Chiar vreau să vă arăt consumul. Sper că se vede că sunt la volan. Eu zic că se vede, da. Deci având în vedere că este un V6 benzină, eu zic că este un consum decent, mai mult decât decent. Plus că am mers pe Germania, am prins câteva reprize de 210, 220, 180, 190 și fiind aglomerat, nu am putut să merg constant cu 200 cum mi-aș fi dorit. Pe Ungaria am mers regulamentar 130, Austria de asemenea regulamentar tot 130. Cam acesta ar fi rezumatul călătoriei. A, nu v-am zis de vignete. Vignetele pe Austria m-au costat 20 de euro pentru că am luat pe 2 săptămâni și pe Ungaria am luat pe o lună și m-a costat 20 de euro? Da, 20 de euro. Plus combustibilul în jur de 200 de euro, deci toată călătoria 240 de euro. Una peste alta. Eu sper că v-a plăcut acest videoclip. Vă rog să dați un like, un share, un subscribe. Până data viitoare, toate cele bune, v-am salutat, la revedere, ciao, ciao!